Vorbind așa despre mine și sperând să fie o lecție de viață și pentru voi, vă spun cum eram eu când eram copil, când eram adolescent. Eram cu un temperament coleric și lucrul ăsta mă făcea să mă cer cu toată lumea din jurul meu. Îmi spunea mama de fiecare dată: mamă, tu poți să faci orice dacă ești calmă. Cu toată calmitatea aia de femeie, cu respectul vis-a-vis de oameni, să știi că poți să ajungi departe. Nu am crezut-o și n-am vrut să fac acest lucru. Mi se părea că vorbește abureli. În momentul în care eu l-am cunoscut pe soțul meu, care are același temperament coleric, am realizat că noi nu făceam altceva decât să ne certăm. De ce? Pentru că eram foc de paie 5 minute amândoi și nu era bine, pentru că ajungeam să ne certăm foarte des. Așa că, după un an de relație, aproximativ, am hotărât să devin o femeie calmă, o femeie calculată, o femeie care nu se ceartă. Mi-a fost greu, ca să fiu sinceră, cred că vreo 2-3 ani. După acești 2-3 ani, am devenit una dintre cele mai calme femei de pe planeta asta. Și vă zic asta cu mâna pe inimă, că vorbesc eu mai repede câteodată și așa mai departe, dar credeți-mă că soțul meu nu are cu cine să se certe. Noi nu avem certuri din simplul motiv că eu nu mă cert. Dacă el vrea să se certe, se ceartă singur, pentru că eu nu asist. Eu nu sunt acolo pentru ceartă. Și am ajuns la concluzia mamei că cel mai bine în viața asta este să-ți păstrezi calmul în orice situație. Și lumea te respectă mai mult în momentul în care ești calm.